V-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Romi pentru România. Pentru început vă vom aminti însemnătatea zilei de 16 mai, ziua rezistenței romilor, un moment istoric important pentru minoritatea națională a romilor. Începem emisiunea de astăzi cu un material special realizat pentru această ocazie, apoi vom continua cu invitatul de astăzi, Cătălin Manea, deputatul minorității rome în Parlamentul României. Vom dezbate împreună teme de actualitate, subiecte interesante despre comunitățile de rom din toată țara și vom aborda cu precădere situația romilor din capitală. Pe 16 mai celebrăm Ziua Internațională a Rezistenței Romilor, o comemorare a revoltei de la Auschwitz-Birkenau din anul 1944 și totodată o manifestare a rezistenței și a curajului deosebit al comunității rome în fața persecuției. În timpul celui de-al doilea război mondial, naziștii au deportat și exterminat aproximativ 500.000 de romi în lagăre de concentrare. Ziua Internațională a Rezistenței Romilor este ocazia potrivită de a reflecta asupra istoriei tragice a romilor și asupra contribuției lor la lupta pentru drepturile civile și împotriva discriminării din întreaga lume. De asemenea, este un moment de solidaritate și de recunoaștere a importanței promovării egalității și a respectului pentru diversitatea culturală și etnică. Așadar, haideți să urmărim împreună un material pe acest subiect. Seara zilei de 16 mai 1944, lagărul 2 de concentrare, Auschwitz-Birkenau. Atunci s-a mai scris o pagină de istorie. În mentalul colectiv al prizonierilor, speranța eliberării devine tangibilă, datorită a 6.000 de romi și sinti care decid să lupte cu arme improvizate pentru dreptul la viață. Deținuții luptă cu soldații SS atunci când aceștia îi scot pe toți din barăci și îi conduc spre camera de gazare. Romii și Sinti își strigă disperarea prin cântece de eliberare. Armele realizate manual din lemn, pietre și cioburi de sticlă, ciocane, băte sau lopeți furate, toate sunt ascunse printre haine în așteptarea momentului potrivit. Trupele SS sunt luate prin surprindere. Este o zi fericită pentru că nimeni nu moare. Adulți și copii sunt lăsați în viață. De 18 mai, e sibut vasnor dive, sar facto, vi sar simbolo. Sar facto susține. În două șviță, șovardeș sasia și șovardeș nazistia, avile mitralize în țară, că te ciuciaren din baraca, că ține o roma, nu aș vrea să sucă mența te chere în Andrei, numai avile mitralize în țară, te nici avem len, ta te bicelen len, ta să avem len cu gazii, gaz Comora. A sine rezistența Andrei, ando la guerre, ta iec manuș pendant sa lenghe, iec dive anglal, so ca mența te grand o nazistia. Ta ca la Roma, na sute, i s-a stirat, na sute, na stadaren, i lindra, chi dine, tovera, chi dine, Sasso Aracle, Cașta, Pala, sa că te brachen pe mamui o nazistia ca n-a sinete avente asta stare în len. Ta ce ce maste dar avde a care șovardeșe nazistien ca avile giuclen țar, bare giuclen țar, mitarele în țar. În urma acestui incident, câteva zile mai târziu, pe 23 mai, romii care reprezentau o amenințare pentru sistem sunt transferați din Birkenau la Auschwitz, iar de acolo spre lagărul din Buchenwald. Alte două zile mai târziu, 82 de bărbați romi sunt trimiși spre lagărul din Flossenburg și 144 de femei rome spre lagărul din Ravensbrück.
Ceea ce mă astea sunt numai de sursi. O doresc că s-o pe 2 augusto, o doua beș, s-a năduștart-o, o naziste asta. De acolo le romenta, ce mă astea mudardelen. S-o schepina frisi, but vasno s-ar simbolo. O doresc că s-o șovardeș, eftavardeș beș, nașundilo, acava heroismo s-o de Roma. Roma n-angi ciu ce vastențar. Numai toverențar, numai ca să ave caștențar, s-o sine s-o aracle. Acaba si cavel ca istoria a Marii Acili vagete cerdiol, vagete pingiardiol, vagete recavdiol. Momentul 16 mai 1944 este extrem de important nu doar pentru că mai bine de 70 de ani nu s-a știut nimic despre acest act de curaj al romilor, dar acesta este momentul declanșator care marchează lupta romilor, nu doar cu soldații SS, ci cu viața și cu societatea în general. Mii de ani, romii au știut cum să supraviețuiască în condiții extrem de grele, dar pe 16 mai 1944, pentru prima dată în istoria poporului rom, o mână de prizonieri s-au ridicat deasupra condiției lor umane și au învățat să riposteze, să își apere viața, să-și ceară drepturile, să nu mai plece capul. Este un prag psihologic pe care cei aproximativ 600 de romi care au rămas atunci în linia întâi l-au depășit și au inspirat generații la rând, arătându-le tuturor că romii nu sunt cu nimic mai prejos decât ceilalți. Cu alte cuvinte, romii pot fi luptători, romii pot distruge prejudecățile și lanțurile mentale impuse de societate, romii pot obține drepturi. Faceți un scurt exercițiu de imaginație. Gândiți-vă la seara dinaintea revoltei de pe 16 mai. Din cei 6.000 de romi care au fost puși în gardă cu privire la planul de a doua zi al soldaților SS, numai 600 de romi au riscat totul. Aveau de ales între moarte și moarte, pentru că nimeni nu spera la o victorie, fie ea și de moment. Cei care le-au ținut piept soldaților SS erau prizonieri dezumanizați, flămânzi, slăbiți, neputincioși, înarmați doar cu pietre și cioburi ascunse în uniformele zdrențuite și putrede. Tocmai de aceea, 16 mai 1944 reprezintă o zi măreață, pentru că din nimic romii au ținut piept unui monstru. Vorbim de mașinăria de ucis nazistă, care spulbera totul într-o clipă. Curajul nebun al acestor romi a fost un șoc chiar și pentru soldații SS, care până atunci i-au subestimat pe romi. Câteva capitale și orașe europene, precum Paris, Budapesta sau Leti în Cehia, se organizează de câțiva ani încoace evenimente artistice care marchează data de 16 mai. Astfel, activiști și ONG-uri rome mobilizează și diseminează mesajul acestei pagini de istorie uitată. Doamnelor, domnilor, așa cum v-am promis la începutul emisiunii, invitatul meu de astăzi este Cătălin Manea, deputatul minorității rome în Parlamentul României, căruia îi spun bun găsit la emisiunea noastră. Mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am găsit și eu. Domnule Manea, așteptam de mult o discuție cu dumneavoastră, având în vedere faptul că între timp s-au adunat o grămadă de subiecte interesante, aș spune eu, atât pentru publicul larg, dar și pentru minoritatea romă. În ce măsură comunitățile de romi vor avea reprezentare în consiliile locale, în administrație? Cum vedeți dumneavoastră acest lucru? Ce se va întâmpla concret? Este o perioadă extrem de importantă pentru noi ca țară și în particular pentru noi, minoritatea romă din România. În ultima perioadă am făcut eforturi pentru ca comunitățile de romi din România să aibă reprezentare în structurile administrației publice locale,
Și nu sunt puține localitățile în care reprezentanții minorității rome sunt fie pe locuri eligibile, fie pe listele proprii de candidați pe care noi, Partida Romilor, le-am depus atât pentru Consiliul Local, cât și pentru Consiliul Județean. Speranța mea și nu numai a mea este că anul acesta va fi de departe cel mai bun an pentru comunitățile de rom din România, în ideea în care așteptăm un număr foarte mare de consilieri locali, de consilieri județeni, de primari, de reprezentanți ai comunităților de rom care vor ocupa poziția de viceprimar. Așadar, vocea comunităților de rom se va putea face în sfârșit auzită și la un alt nivel în acele structuri care decid cam ce se întâmplă în comunitățile respective. Și aici am în vedere, în primul rând, Consiliul Local sau Consiliile Locale din toată țara și Consiliile Județene. Statistic, vom fi prezenți în aproximativ 500 de localități. 500 de localități nu este chiar un număr de neglijat. În peste 500 de localități, evident că luptăm și încercăm să convingem propriul electorat și nu numai, să susțină proprii candidați pentru a putea ajunge în aceste structuri extrem de importante. Domnule Manea, cu ceva timp în urmă, înainte de perioada recensământului, știu că am avut un dialog similar în care dumneavoastră, atât și noi prin emisiunile pe care le producem, explicam oamenilor de ce este bine să meargă la recensământ și să participe și să își declare apartenența la etnia romă. Acum, în această situație, vin către dumneavoastră și vă întreb cât de important este ca romii să fie reprezentanți, să fie reprezentați la nivel local, la nivel central, cât de important este ca ei să fie informați cu privire la ceea ce înseamnă reprezentarea în plan... Nu este important, este crucial, aș putea spune, ca romii să fie prezenți în aceste structuri decizionale din plan local. Pentru că mulți nu cunosc beneficiile, la asta mă refer. Nu cunosc beneficiile, atât de simplu, adică cred că cei mai mulți dintre romii noștri știu că de-a lungul anilor, nefiind prezenți în consiliile locale, neavând reprezentanți în aceste structuri administrative, evident că cele mai multe dintre problemele cu care ei se confruntă nu s-au rezolvat, ba din contră, s-au amplificat și au devenit de la o zi la alta din ce în ce mai mari. Repet, pentru comunitățile de rom din România, participarea și ulterior prezența în consiliile locale și în consiliile județene este una crucială, în strânsă legătură cu nevoile și cu problemele cu care minoritatea noastră se confruntă. Adică trebuie ca după atâția ani de democrație, minoritatea noastră, comunitatea noastră trebuie să conștientizeze că este mai mult decât important să fie prezenți la acea masă, în acele structuri, unde se iau decizii. Decizii administrative, decizii legate de dezvoltarea infrastructurii, pentru că avem zeci de comunități care încă nu sunt asfaltate, avem zeci de comunități și zeci de gospodării care, din păcate, nu sunt încă racordate la energia electrică. Sau la apă, da. Avem probleme pe zona de racordare la diferite alte utilități, apă, canal, gaze. Avem probleme cu participarea copiilor romi la procesul educațional. Și știți că ați făcut și dumneavoastră nenumărate reportaje prin care ați arătat întregii țări sutele de copii care cumva sunt împiedicați să ajungă la unitățile școlare, fie din cauza infrastructurii, nici n-aș putea spune precare, adică noroaie, lipsei de infrastructuri, noroaie, da. Noroi până la genunchi, faptul că nu există microbuze școlare. Toate aceste probleme, ca să avem o imagine de ansamblu, pot fi rezolvate în cea mai mare măsură și în cea mai mare parte, pot fi rezolvate de către administrația publică locală, de către primar și de către Consiliu Local, care este un fel de mini-parlament al fiecărei localități, este structura deliberativă.
cei care hotărăsc ceea ce să se pună în practică și ceea ce să se întâmple în respectiva localitate. Noi, romii, fiind partea comunității, este mai mult decât corect, este mai mult decât echitabil să fim parte și la procesul de luare al deciziilor. Și nu în poziția în care suntem curtați, suntem cumva, haideți să spunem, căutați în preajma alegerilor, de data aceasta locale și europarlamentare, de către diferiți candidați, care brusc așa se și îndrăgostesc de noi, mulți își arată cumva și compasiunea și empatia față de comunitățile de romi. Foarte mulți vin și spun că au soluții la multiplele probleme până acum n-au avut. Cu care noi ne confruntăm și sigur că ei sunt interesați mai curând să obțină votul acestor oameni decât să vină cu soluții concrete și să înțeleagă, iată, acum în anul 2024, că nu poți avea într-o localitate dezvoltare decât într-un mod echitabil. Nu poți opera cu o anumită unitate de măsură pentru marea majoritate a locuitorilor, iar pe rom să-i lași la periferie, să-i lași izolați, să-i lași fără reprezentare, pentru că problemele lor, ăsta e adevărul. Asta și am văzut. S-au perpetuat aceste problemele. Probleme. Lor se tot multiplică, se tot amplifică și dacă astăzi, nu știu, dacă acum 5 ani am avut, să spunem, probleme cu 20 de copii care nu mergeau la școală din cauza primarului sau din cauza atitudinii de superioritate și cu iz de rasism din partea celor care conduceau respectiva comunitate. Repet, dacă acum 5 ani aveam într-o localitate, ca și exemplu, da, 20-30 de copii, pe fondul lipsei de intervenție a respectivului primar și a Consiliului Local, problemele s-au amplificat și poate astăzi avem 100 de copii care nu merg la școală. Nu numai că s-ar fi rezolvat, da, poate, situația, deci, iată că... Nu, acestea sunt niște drepturi. Îi sperie, practic, să, da, prevăzute, să acționeze. Prevăzute de lege și niciun astfel de drept prevăzut de Constituția României și de legislația în vigoare nu poate fi negociat sau nu poate fi un instrument de manipulare. Toți acești primari, toți acești candidați la funcția de președinte al Consiliului Județean, la funcția de consilier local sau, după caz, la funcția de consilier județean, să vină în fața oamenilor, să intre și în comunitățile noastre, să aibă o discuție sinceră, o discuție onestă cu membrii comunităților de rom și, evident, să vină cu soluții la problemele pe care ei le au. Soluții care, de altfel, sunt la îndemâna lor. Toate resursele le au. Și se cunosc, domnule Male, aceste probleme, că nu puteți. Trebuie să un pic de că... voință politică, așa cum am spus de nenumărate ori, și nu numai eu, colegii noștri. Domnule, voință politică, pentru că avem și exemple de localități, de unități administrativ-teritoriale, în care, dacă primarul a înțeles, a conștientizat, am avut situația în care el a conștientizat că nu poate dezvolta comunitatea fără romi, doar cu români. Și atunci, conceptul de dezvoltare a comunității, într-adevăr, s-a încadrat în acel tipar al echității. Și avem comunități din județul Sibiu, din multe alte județe, care au evoluat, în care avem infrastructură, în care am rezolvat problemele legate de lipsa actelor de proprietate. Iată că sunt și astfel de exemple. Școli, copiii participă, au fost primari care au înțeles cât de important este pentru comunitatea noastră latura religioasă. Aceste biserici neoprotestante, cu precădere, bisericile penticostale, au avut și au un rol determinant în evoluția comunităților noastre de romi. Și unii dintre primari au înțeles și au venit în sprijinul acestor biserici. Alții au fost, hai să spunem... Mai rezervați. Nu mai rezervați. Au fost lipsiți de viziune, opaci, ca să nu le spun altfel. E drept că mulți dintre candidați, nu e o caracteristică generală, dar destul de mulți, nu sunt pregătiți pentru a ocupa o astfel de poziție, chiar și într-o localitate mai mică. Nu e, adică să fii primar nu e chiar orice poziție. Să fii primar e cea mai importantă funcție din localitate. Sunt primari care nu înțeleg, din păcate, cum să coordoneze serviciile pe care le au în aparatul tehnic, coordonat chiar de ei, și sunt primari care, din păcate, nu prea ajung în casele oamenilor și nu au un contact și o legătură permanentă, firească de altfel,
Și pur și simplu se întâlnesc sporadic și mai cu seamă în timpul campaniilor electorale. Se fac multe promisiuni în campania electorală. Asta voiam să subliniez. Cât de mult se respectă acestea, nu? Pentru că oamenii sunt creduli uneori, da. Vedeți, în alte situații nici ei nu mai cred, pentru că deja s-a promis odată, încă odată și încă odată și iată că nu s-au făcut multe lucruri. E foarte pertinentă întrebarea dumneavoastră și corectă în același timp. Într-adevăr, cei mai mulți dintre candidați vin doar cu promisiuni, numai că pe această cale vreau să-i anunț pe absolut toți candidații că asistăm la un fenomen la nivel național, în rândul comunității rome, un fenomen de trezire a romilor și de trezire a conștiinței etnice. Să știți că cei mai mulți dintre romi nu mai pot fi duși de nas cu zăhărelul, cu tot felul de promisiuni, cu tot felul de tertipluri și alba neagră și tot felul de de cadouri sau promisiuni. Nu. Oamenii, din cauza sărăciei cu care s-au confruntat în ultimii ani și după anul 2007, au mai plecat în Europa, au văzut un alt nivel de viață, au muncit, au adus bani acasă și au construit mulți dintre ei locuințe și au îmbunătățit cumva și starea materială. Și să știți, distinși și stimați candidați pentru toate funcțiile, în data de 9 iunie, primari, consilieri locali sau consilieri județeni sau președinți ai consiliilor județene, că romii așteaptă de la dumneavoastră lucruri foarte concrete. Nu promisiuni, nu așteaptă promisiuni, ci așteaptă soluții la niște probleme care țin de infrastructură. Romii vor să muncească, romii vor să meargă, să-și trimită copiii la școală în condiții civilizate. Romii vor să aibă număr cadastral la poartă, romii vor să se racordeze în condițiile stabilite de lege la utilități, romii vor să fie respectați și la rândul lor acordă respect. Eu cred că o etnie, ăsta ar fi generic mesajul pentru candidați, o etnie care se trezește. S-a trezit și devine din ce în ce mai conștientă de puterea pe care noi o avem, oficial suntem pe a doua cea mai numeroasă minoritate etnică din România. Neoficial, toate instituțiile și toată clasa politică, toți știu că neoficial cea mai numeroasă minoritate etnică din România este minoritatea romă. De ce să o apelați, de ce să o accesați doar în perioada campaniei electorale, când în mod firesc, ei sunt niște cetățeni ai acestei țări, suntem cetățeni români de etnie romă și ar trebui să ne bucurăm de drepturi și îndatoriri egale cu toți ceilalți cetățeni. Constituția stabilește cadrul ăsta. Nu mai trebuie să ne tratați nici cu dispreț și nici să ne tratați ca fiind cetățeni de rangul 2 sau de rangul 3, utili, repet, doar în timpul campaniilor electorale. Nu, romii s-au trezit și apelul meu către cei care acced și care speră să ocupe aceste funcții importante în administrația publică locală este să meargă în comunități, să poarte un dialog civilizat, onest cu comunitățile de romi și să vină cu soluții la problemele pe care ei le au. Iată, domnule Manea, că am tot vorbit despre problemele romilor, despre promisiunile făcute în campania electorală, dar probabil că mulți dintre cei care ne privesc se întreabă dacă aceste probleme până la urmă chiar se pot rezolva. Că vă dați seama, am discutat puțin mai devreme, așa, cu promisiuni nu mai merge, romii s-au trezit, ca să vă citez. Da. Și probabil că se întreabă, este posibil totuși să se rezolve și la noi aceste situații despre care dumneavoastră ați amintit, chiar legate de infrastructură, de situația lor actuală, care este una grea în țară? Dar vom vedea și în București. Sunt ferm convins că ceea ce contează cel mai mult este profilul fiecărui candidat. În ideea în care acel candidat care aspiră, de exemplu, la funcția de primar, ar trebui să fie un om empatic, ar trebui să fie un om responsabil, să înțeleagă că
el cumva devine edilul acelei comunități, devine omul cu cea mai mare responsabilitate și, repet, dacă este un om empatic, dacă este un om cu credință în Dumnezeu, dacă iubește oamenii, dacă este un om atent la evoluția comunității, atent la problemele familiilor și la problemele specifice care, eu știu, sunt în, cad în zona copiilor. E, acel primar va reuși să treacă de la stadiul de promisiune la fapte. Și sunt exemple. Și în țară sunt exemple. Am văzut mai recent chiar și municipiul București într-un anumit sector. Și acolo, repet, ține de profilul interior, de structura fiecărui candidat. Că sunt și mulți actori. Hai să fim serioși. Sunt și mulți actori care îmbracă un costum, își pun o cravată și vin cu un slogan electoral sau cu un mesaj, domne, împreună pentru comuna nu știu care. Împreună, dar noi tot timpul tot timpul a fost singur, niciodată împreună și comunitatea noastră a fost izolată. Deci, repet, romii nu mai pot fi mințiți, iar noi am făcut eforturi să-i trezim pe oamenii noștri, să le spunem că nu se mai poate. Și un mesaj transmis la fel de clar am reușit și către partidele politice. De pildă, sunt județe, sunt localități unde am reușit să încheiem o serie de acorduri în beneficiu comunităților de rom, pentru că în acele acorduri de colaborare cu diferitele formațiuni politice am pus obiective clare și soluții la problemele din comunitate. Comunitatea a fost prioritatea noastră și rezolvarea problemelor prioritatea noastră și nici de cum obținerea unor funcții. Așteptăm să avem cea mai bună reprezentare a comunităților de rom de după 90 în structurile administrației publice locale din toată țara. Am vorbit deseori despre comunitățile de rom din țară, însă mai puțin am abordat situația bucureștenilor, pentru că știți foarte bine, am mers foarte mult în județele unde există filiale și am văzut activitatea celor de acolo, dar și problemele cu care romii se confruntă, însă aș vrea să aflu părerea dumneavoastră în București. Ce probleme, ce așteptări aveți de la edilul, da, care va conduce până la urmă acești oameni, care va avea grijă nu de etnicii rom, dar și de bucureșteni. De toți, da, Sunteți și locuitor al sectorului 5 dumneavoastră, deci practic... Da. Problemele noastre din București sunt multiple, dar sunt și vechi. Din păcate, cele mai multe dintre problemele specifice comunității noastre din București n-au fost rezolvate. Repet, din păcate, pentru că cei care au condus n-au avut acel profil despre care vă vorbeam sau pe care l-am descris mai devreme. Că cei mai mulți uită că ocupă vremelnic aceste poziții și probabil că și-au imaginat că vor rămâne primar toată viața și că pe rom n-ar fi bine să-i abordeze sau să le acorde atenție. Nu! Tot despre problemele romilor, domnule Manea, vreau să discutăm, dar după o scurtă pauză de publicitate, revenim în numai câteva minute. Am revenit în studio, alături de mine este în continuare deputatul minorității rome în Parlamentul României, domnul Cătălin Manea. Sunt probleme în absolut toate sectoarele din capitală. E o problemă veche care ține de florari. Nu a fost rezolvată nici de către primarul capitalei, nici de către primarii de sector. Oamenii ăștia care în sine reprezintă o tradiție și pentru București și la nivel național, n-au fost sprijiniți să fie cumva organizat comerțul stradal, piața de flori și modul în care primesc sau după caz li se retrag acele autorizații diferă de la o primărie la alta, nu există o abordare unitară. Avem pe raza municipiului București foarte mulți romi meșteșugari și mie mi-este practic imposibil să accept faptul că, domne, nu se poate organiza periodic piețe volante, târguri meșteșugărești.
În București ați văzut că în ultimii ani s-au organizat tot felul de manifestări culturale, chiar și târguri. Ai noștri sunt împiedicați, dacă mai vezi aici, colo, câte unul... Mai mult prin țară vedem că apare târguri, și meșteșugărești. Doi, sau o altă chestiune importantă, există anumite zone care arată ca nevul mediu și aici ar trebui intervenit. Totuși, pentru că sunt locuitor al sectorului 5 și... am văzut ce s-a întâmplat. Sunt mai multe probleme în sectorul 5? În sectorul 5 avem cea mai mare comunitate romă din România și evident și din București, din toată țara. În sectorul 5 încă mai sunt probleme, dar nu pot să nu remarc și progresele care s-au făcut în ultimii 2-3 ani. Adică cum arăta sectorul 5 acum câțiva ani și cum arată acum. Adică s-au asfaltat străzile, s-au modernizat, sunt blocuri anvelopate, deci acolo clar primarul și-a dorit să rezolve din multitudinea de probleme și rezultatele se văd. Mai sunt probleme și în sectorul 5 de rezolvat. Sper să rezolvăm sau primăria cât de curând și primarul care va fi după data de din septembrie practic, din septembrie va intra mandat, să rezolve problemele din acele ghetouri din spatele pieței Rahova, Alea Livezilor, Zăbrăuți. Totuși, blocurile alea trebuie să aibă un alt statut, să fie renovate. Romii care trăiesc în ele să aibă condiții mai civilizate, de igienă corespunzătoare, pentru că încă sunt gunoaie, sunt condiții insalubre și periculoase pentru copii în general și evident că zonele alea sunt într-un fel sau altul și un focar pentru alte fenomene de tip consumul de droguri sau... Da, sunt convins că lucrurile acestea se vor fi rezolvate într-o perioadă destul de scurtă, din septembrie încolo. Dar, la nivelul capitalei, noi așteptăm un primar care să aibă o viziune corectă față de bucureșteni în general și, în particular, și față de comunitatea noastră. Nu am putut și n-am nicio explicație pentru faptul că în București nu avem, la primăria municipiului București, la sectorul 1, 2, 3, 4 și 6, nu avem niciun birou, așa cum regăsim în multe alte localități din țară sau la nivelul Consiliului Județene, un birou pentru romi. Dom'le, atât de simplu. În momentul în care ai un aparat de specialitate format din mii de oameni, să aloci câteva posturi, câteva poziții, într-un departament, într-un compartiment care să se ocupe de incluziunea romilor și care să preia din cadrul comunităților de rom probleme pe care ulterior să le soluționeze la nivelul primăriei municipiului București, la municipalitate. Că totuși, municipalitatea are un buget de aproximativ 2 miliarde de euro pe an, 1 miliard și 800 de milioane. Pe bune! Deci găsești niște resurse să ai o abordare corectă și față de acești oameni care au în continuare probleme. La sectorul 1, de asemenea, e sectorul cu cel mai mare buget dintre primăriile de sector. Acolo a existat o opacitate veșnică. N-am avut cu cine să discutăm de după 90 și până în prezent. La sectorul 2, de asemenea, și acolo, în costume, ei sunt primarii și pe rom sau pe țigani, abordați doar secvențial și în timpul campaniilor electorale. Eu le spun candidaților să fie mai responsabili și să nu-i trateze pe romi cu dispreț sau să considere că romii din București sunt oameni ușor de manipulat sau oameni care se vor lăsa duși de nas sau după fentă. Nu se vor duce după fentă. Am strâns rândurile și vocea noastră se va face auzită aici în București. Pe ansamblu, asta voiam să le transmit romilor noștri din toată țara, să fie solidari, să înțeleagă cât de important este să fie prezenți în acest moment electoral, în data de 9 iunie, să susțină proprii candidați. Important este ca romii și comunitățile de romi să aibă reprezentare în consiliile locale și în consiliile județene, așa cum vă spuneam la începutul intervenției mele, să fie prezenți în procesul de luare al deciziilor, pentru că altfel stăm în afara jocului și suntem pe lângă stadion și avem impresia că participăm la olimpiadă. Romilor din București, de asemenea, le transmit să fie conștienți, să fie uniți,
să înțeleagă că este timpul să ținem cu noi și să înțeleagă că cu toții avem noi datoria și responsabilitatea de a lupta, în primul rând, pentru copiii noștri. Lor trebuie să le creăm o șansă și un viitor mai bun. Dar nu le putem crea niciodată o șansă sau un viitor mai bun dacă noi nu ne implicăm. Dacă lăsăm viitorul sau dacă vom lăsa viitorul copiilor noștri doar în sarcina altora, cu părere de rău, știți că nu se vor petrece prea multe lucruri bune pentru noi. Domnule Manea, ați pus punctul pe ei. Eu sper că telespectatorii noștri au înțeles ceea ce dumneavoastră ați explicat. Este foarte important faptul că ați amintit și de importanța reprezentării la nivel local și administrativ. Și eu zic că în perioada următoare poate ne mai întâlnim și veți mai avea noutăți, eu știu, poate și din Parlamentul României, eu știu, cu siguranță sunt informații cu care să lucrez la un proiect de lege cu susținerea colegilor din cadrul grupului parlamentar al minorităților, prin care încercăm să reglementăm situația juridică în ceea ce privește racordarea la utilități a acelor gospodării care nu pot face dovada actului de proprietate pe casă sau pe teren. Pe înțelesul tuturor, vrem să scoatem din lege și din legislația secundară acele prevederi potrivit cărora nu te poți racorda la curent, la gaz, la apă, dacă nu faci dovada actului. O să scoatem și o să le creăm posibilitate celor peste 60.000 de gospodării din România să aibă în sfârșit acces la apă, la curent, în secolul 21 în România. E constituțional și este echitabil. Sunt multe alte proiecte și inițiative legislative la care lucrez. Sunt și cele care deja s-au transformat în legi, dar poate cu altă ocazie vom avea mai mult timp să dezbatem. Cu mult drag vă aștept. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor, domnilor, emisiunea Rom pentru România continuă cu material realizat în cadrul rubricii noastre Romul de 10. Rămâneți cu noi! Ianis Ciulin este din Iași, are 22 de ani și este multiplu campion național la kickboxing. A practicat mai multe sporturi în cei peste 16 ani de când a fost victima bullying-ului. Ambiția lui a fost să își consume energia într-un mod util, dar ușor-ușor a trecut de la amatori la profesioniști. Clubul unde se pregătește sub coordonarea maestrului Mihai Constantin are reputația unei fabrici de campioni. Povestea a început acum 23 de ani de zile. Poate nimeni nu a crezut în noi. Sincer, nici eu nu m-a așteptat să ajungem la asemenea nivel. Am visat, ne-am dorit foarte mult să devenim un club puternic de Cheoan și am reușit ca în 23 de ani să avem gale în peste 52, mai exact în 52 de țări ale lumii. Spuneți-mi, vă rog, cu ce sporturi ați plecat la început și ce s-a întâmplat pe parcurs foarte rapid, așa? Kickboxing, box, MMA, am mers cu toate. Avem campion național de box, avem participări în K1 Japonia, participări în America, participări în Australia, în Dubai, până și în Cecenia am fugală. Deci mă bucur că am reușit să aducem sportul la nivelul ăsta în Iași. Un băiat extraordinar, o forță a naturii, când l-am văzut la început așa mai plinuț, mai cum era, l-am zis că băi, nu știu dacă o să reușim ceva, dar a demonstrat contrariul, a demonstrat că se poate, a ieșit și campion național la României, la kickbox, a reușit să aibă o grămadă de meciuri, a luptat în Dynamite Fighting Show, a avut o victorie foarte importantă la Baia Mare, un sportiv care demonstrează tuturor că se poate, atunci când vrei, se poate. Noi 1,92 m înălțime și iată pe Ianis Ciulin, foarte puternic, este campion de box, are 19 ani, hotărât la el acasă, s-a dus tare peste adversarul său, foarte bune loviturile de braț pentru Ianis Ciulin, a venit acolo nu percușit la Ivonoaie. Continuă Ianis să pună presiune pe adversarul său și vedem, a încasat un genunchi în cearcă și a doua lovitură de genunchi
Ivanoi e clar mai înalt față de Ianis Ciulin și ar trebui să profite sau ar trebui să încerce să profite de loviturile de genunchi și de loviturile de picior, să țină la distanță pe Ciulin, care a început foarte, foarte puternic. Prima și prima dată m-am apucat la vârsta de 6 ani, m-am apucat de taekwondo și am realizat că nu doar cu acest sport poți să te aperi sau... Eu până la vârsta de 14 ani am fost victima bullying-ului, am fost bătut pe stradă de mai multe persoane și m-am decis până la urmă să mă apuc de un sport de contact, m-am apucat de kickboxing la 14 ani ca să învăț mai mult să mă apăr. După aia, maestru Mihai Constantin m-a luat sub aripa lui, a văzut că am talent și a decis să continui până la performanță. A vorbit foarte frumos despre tine, dar aș vrea totuși să punctăm, pentru că tu ești subiectul central al acestui reportaj, au fost niște etape grele, da? În viața ta. Înseamnă multă muncă, pe lângă talent, înseamnă multă muncă ceea ce faci. Prima și prima dată când m-am apucat, am avut o cădere psihică din cauza că bunica mea, stâlpul familiei, a decedat. Și am intrat într-o criză de anxietate, am început să nu mai vorbesc cu nimeni, să stau închis în mine și am descoperit că prin sport nu doar să înveți să te aperi, înveți disciplina, calmul, tot ce ai nevoie prin chestia asta. Și de aici, practic de la primii pași, ai ajuns să lupți în unele din cele mai importante ringuri. Haideți să menționăm câteva campionate la care ai participat și premiile pe care le-ai obținut. La început, în 2017, am devenit prima dată pe locul 3 cu Parmura la amatori, vice-campion european ISCA, vice-campion Kempo la Muay Thai kickboxing și multiplu campion național la kickboxing. Asta este practic cel mai important titlu pe care l-ai obținut, da? Da. Părerea mea despre Ianis este un băiat extraordinar de muncitor la antrenamente. În primul rând, îmi place foarte mult de el că merge duminica la biserică, da? Și e foarte silitor la antrenamente. Foarte silitor, foarte harnic, ascultător. Este un băiat de nota 10. Este un sportiv de viitor, un sportiv bun, cu disciplină, ceea ce este foarte important, să fii zi de zi prezent, să muncești pentru ceea ce îți dorești și să luți pentru visul tău, ceea ce el asta face. Și aici suntem toți o echipă, o familie și mă bucur să văd că se ridică și vin foarte mulți din spate. Până la urmă asta e și important, să fim o echipă puternică și cei mai buni din lume. Spuneți-mi care sunt punctele forte ale unui sportiv. Deci ca să ajungi să faci performanță, ce îți trebuie? În primul rând ai nevoie de dorință, ambiție, muncă zi de zi și cel mai important, să luți pentru visul tău indiferent de rezultat. Adică mulți ajung la un nivel, au pierdut odată și renunță. Atunci se vede care este cu adevărat un campion și cel care își dorește cu adevărat să ajungă sus. Așadar, multă muncă tradusă în antrenamente, câte ore, hai să zicem, pe zi sau pe săptămână de antrenamente sunt necesare? Păi ar fi pe zi, ar fi 3 antrenamente pe zi. Aici multă muncă, de asta spuneam că mulți renunță. Dacă ar fi ușor, ar face-o toți, ar fi fiecare campion, dar e o muncă grea, o muncă zilnică și trebuie să luți mereu, adică cu gândul că vreau să ajung cel mai bun. Asta e cel mai important. Se poate face în paralel altceva cu sportul ăsta, e foarte solicitant, nu? Sportul ăsta este foarte solicitant, dar ca să îmbunătățești și celelalte treburi, de exemplu forța, viteza, toate astea, calitățile care, condiția fizică, ai nevoie de alergare, pregătire fizică, ai nevoie de condiționare fizică la sala de forță, se îmbină în mai multe antrenamente. Nu e numai specificul. Tot în acea zonă încearcă Ciulin, uppercut de dreapta și mid-kick, genul la corp foarte puternică, lovitura, rezistă Gavril, Ciulin pune presiune, face pasul înainte, genunchiul lui Ciulin, Gavril renunță, da, se cred că s-a aruncat prosopul și este victorie pentru Ianis Ciulin. Învingător prin avalonul adversarului în colțul albastru, Ianis Ciulin!
ce credeți că îi trebuie unui om ca să se apuce de aceste sporturi? Sunt niște sporturi foarte dure. În primul rând, inima de luptător, trebuie să aibă inima, dar mai presus de toate trebuie să aibă un caracter. Pentru că inima te face luptător, dar caracterul și mentalitatea te face campion la nivel mare. Contează foarte mult, noi încercăm să promovăm lupta în ring, nu pe stradă, încurajăm, chiar am avut și o campanie pe care promovăm lucrul acesta, vreți să vă luptați, luptați-vă în ring, luptați-vă în cușcă, nu promovăm lupta pe stradă, nu promovăm violența. Eu sunt persoana cea mai veselă și greu de fiecare dată, eu nu pot să-mi pun în cap că s-ar putea să întâmpla ceva sau că aș putea pierde în chestia asta. Nu te gândești la asta niciodată? Nu, niciodată nu mă gândesc la un frontier. Și de multe ori ieși zâmbind chiar și din ring, indiferent de... asta am și numele de fost de antrenorul meu, Jolly Joker, că înainte și după meciuri eu zâmbesc, sunt mereu cu zâmbet în față, fac cu toată lumea să zâmbească, chiar și adversarii, în timpul meciului, noi, e ceva normal la mine. Spune-mi, te rog, care este cea mai importantă sau cea mai mare dorință pe care o ai acum? Ce ți-ai dori? Eu, sincer, îl susțin și îl iubesc ca Cătălin Moroșanu, pentru că când eram mic, m-am uitat și la meciul lui și am zis că vreau să ajung ca el, dar din moment ce am descoperit mai multe sporturi, aș vrea să ajung sus pe mai parte de MMA, Muay Thai, campionul FC, Glory, ca și colegul meu Ștefan Lătescu, care este locul 3 mondial în momentul de față, care este challenger pentru centura Glory. Și mulțumită colegilor și antrenorului pot să ajung foarte sus. Povestea de viață a lui Ianis Ciulin este senzațională. A fost victima bullying-ului și s-a vindecat prin sport. A făcut performanță și cu siguranță va ajunge un nume mare în kickboxing, precum Cătălin Moroșanu. Ianis, marele blând, luptătorul vesel de la Iași, este dovada că prin muncă, foarte multă muncă, dar și prin alegerea clubului sportiv potrivit, se poate ajunge pe cele mai înalte culmi.